We've been playing, let's say, from all the game. I might just say that second quarter we've been there. Everywhere else we were somewhere else. And that's the I'll say main thing of this game. The players been fighting till the halftime after 12-0 the other team in the Frappid in the second half. They completely lost the concept of the game. What we've been talking and that. Dacă e să facem analiza meciului, putem spune că doar în setul 2 au fost prezență meci, în celelalte 3 am fost cu totul în altă parte. Jucătorii au luptat, au muncit în cel puțin în prima parte a meciului, dar după un rând de 12-0 al Rapidului din setul 3 ne-am pierdut concentrarea, ne-am pierdut consensul meciului și asta a dus la rezultatul final. Some games like this, does it really hurt? Sorry? Some games like this, does it hurt for you? I mean, it hurts every game. When you lose like this, it hurts every game. You know, but like I said, I was not, I'm not mad or pissed off because we lose by 30 points. I'm more pissed off because of the situation where we are in terms of, like I said always, we need to be the team who is fighting and who respond for 40 minutes, and we didn't do it. And that's my problem. It's not the problem of losing of 30, it's a question how you lose. Nu, este dureros să pierzi orice meci la o diferență de 30 de puncte sau poate mai mare, însă nu asta este preocuparea principală. Diferența de scor este faptul că, cum am spus de la început, noi trebuie să fim echipa care să lupte pe teren 40 de minute, nu neapărat diferența de scor. Și dacă e să pierzi, să pierzi luptând. Asta este pentru noi un îngrijorător, faptul că astăzi nu am luptat pe teren 40 de minute. Orice spune, e vorba și de cum eu în primul mâine am fost pe centa ta străie, o om pe bancă, cât de greu în aceste condiții, adică juca și cu juniorii, practic. Anything, want to can say, but it's also bad luck. Mâine am got injured first, now we have 3 minutes on the bench, we have to put juniors on the team. To be honest, it's... I never talk about this kind of stuff. I don't take this like an alibi. I have that what I have, and I need to find a way. I need to find a way how to fight this. It's hard, but what we can do. I mean, when I was in their age or in their situation, I was playing with half of my leg. But there are some of them that are not like this, and what we can. We need to go through and do this. Niciodată nu căutăm alibi din asta. Totdeauna trebuie să luptăm și să punem pe teren ceea ce avem la dispoziție. Acum sunt și alte vremuri. Pe vremea când Dumnealui juca, ar fi jucat și într-un picior, însă acești jucători sunt construiți altfel în aceste timpuri și asta este situația și trebuie să mergem cu ea mai departe.